Prezent în emisiunea Tu ai cuvântul, Vasile Iorgovan Velichi, director al Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Hunedoara, a făcut publice numele societăților comerciale care au anunțat concedieri colective. Speranțe ca unii salariați să-și păstreze totuși locul de muncă sunt doar pentru o singură firmă din cele patru care încearcă, prin reducerea numărului de personal, să facă față crizei economice prelungite. Cei Mondoscar Pasările Hunedoara cu număr de 291 de persoane care vor fi disponibilizate. Aici am înțeles că s-ar putea totuși să se revină și în acest moment avem o comunicare din acest punct de vedere și s-ar părea că se reiau comenzile și atunci va dispărea sau cel puțin o parte din acest număr de personal nu va fi disponibilizat. A anunțat o disponibilizare Key Safety System de la Brad 115 persoane. Societatea Națională a Căilor Ferate CFR Călătore SA cu număr de 15 persoane și Chimica Esaură știe cu număr de 80 de persoane. În total, aproximativ 500 de hunedoreni sunt pe cale de a-și pierde locul de muncă. Deși cifra este semnificativă, reprezentanții AJOFM Hunedoara spun că piața muncii din județ este stabilă, întrucât balanța este echilibrată de sectoarele agricol și construcții, unde primăvara aduce de obicei un nou val de angajări.